Doamnelor și domnilor, o experiență de nedescris trăită aici la Mănăstirea Lainici, în leagănul Ortodoxiei din defileul Jiului, un loc pe care credincioșii din județul Gorj, din județul Hunedoara, dar și din întreaga țară îl frecventează ori de câte ori sufletul le cere acest lucru. Suntem alături de părintele Adrian Făgețeanu. Sigur, mulți dintre dumneavoastră știți cât de grea a fost viața acestui titan, putem să-i spunem, al Ortodoxiei din România, care, iacătă, în această toamnă împlinește 97 de ani. Sfinția sa s-a născut în 1912 lângă Cernăuți, lucruri pe care le vom mai spune pe parcursul acestei emisiuni. Părinte, spuneți-ne care a fost viața dumneavoastră de când ați venit pe lume și până la această veritabilă vârstă la care puțin pământeni ajung. Câteva cuvinte, vă pot spune că toți oamenii cu care am avut legătură de când le-am neștit până acum au fost buni cu mine, mult mai buni decât meritam. Și profesorii și colegii și vecinii și medici ne-au dus mai multă atenție decât noi sunt. Așa că n-am avut dușman, n-am avut nepăsători sau propidnici. Repet, tot a fost bun cu mine. În ultimul timp, sigur că apelând la medici, ei au fost cei mai buni cu mine, da. Chiar și acei gardieni, chiar și acei oameni care v-au torturat în închisorile comuniste au fost buni cu dumneavoastră? Dintre ei, chiar au mărturisit că au fost primiți ordin să se poată așa cu mine. Și chiar unul că era fiul de cantor din Iași ne-a spus la un moment dat, după ce a intrat în celule și m-a lovit și cu chiznele și cu bâta și cu toate și eu m-am uitat că cam ciudat la el, nu cu ură, dar cu uimire. Și te uiți așa la mine. Zic, nu v-am văzut niciodată, nu m-ați văzut. Nu știți că am făcut rău cuiva și dați cu atâta bură și sete, mă loviți. Și mi-a spus, ce crezi, măi, că eu n-am conștiință, în durerile cele mari am început să zâmbesc și să râd, ai conștiință, pătim. Era fiul unui cantor din Iași. Probabil că taică s-a vorbit
rău niște preotul mi slujea, de atunci el se răzbuna săracul pe mine. Da. Nu este o... Au spus chiar că așa o ordin să... Nu numai să... Înțelegeți ce am făcut, așa spuneam, scrie ce vreți și ce spun, dar să nu iei ce eu să bag pe alții în pușcărie, asta nu putem, nu putem. Adică să vorbesc, să nu scoțesc ceva împotriva altora. Am... citit un episod pe care dumneavoastră l-ați făcut public cu acea noapte de înviere în închisoare, când ați strigat Hristos a înviat și din toate celulele deținuții au început să cânte Hristos a înviat. Da, au intrat în deruțe toți care au paznici mers noaptea. Dar în mijlul nopții nu, oficierii nu mai erau prezenți. Erau ceilalți gardieni, paznici și mai ales erau diferite posturi cu mitraliere îndreptate spre noi în caz că ar încerca cineva să fugă. Și au intrat în el să nu știa ce să facă, mai ales că liceau ofițerii să le spui ce să facă. Și eu am învățat de la cineva o metodă matematică Gauss, fără să am calendar, să știu când care parțile. Așa pe aici și o seară de este. Și atunci ei vreau să ne ducă la deznădejde, spre ce credeți voi că mai fac slujbe la biserici, o să vedeți când o să scăpați și nu aveți de deznădejde. Adică să ne duc la deznădejde. Și atunci am gândit că e momentul să dau puțin curaj la frații din pușcărie și am strigat la geam. Așa că când era puțin întrezit să fie asta cu grafii, am strigat Hristos a înviat și pe m-am cântat tare cu voce puternică și a cântat toată închisoarea. Și sigur că i-am ridicat moralul la frații din pușcărie. În tinerețe ați fost student la drept. Da. De ce dreptul? De ce ați urmat dreptul? Da. Vă spun. Odată tatăl meu m-a întrebat pe cine iubește cel mai mult. Tata credea că am să spun pe bunica după mamă. Că ea când venea la noi ne ducea sași întregi cu bunătăți, cu bomboane, cu... I-am spus, nu, cel mai mult țin la țăranul care îl văd vecinii cum muncesc din ziua până noapte și nimeni nu-i apără, nu le dă dreptate. Și nu au bani
să-și plătească un avocat sau ceva când cer ceva la judecătorie și nu câștigă din cauza asta procesele. Măi, băiete, dacă e adevărat ce spui, că așa e simțul, atunci când ai să termin liceul și să dai bacalaureatul, să studiezi dreptul, să fii faci avocat, să apăr pe chinicăriț. De asta am făcut și am fost la concepător la Barou Baia din Fălticeni. Ați fost solidar cu mișcarea legionarilor. Pătim? Ați fost solidar cu mișcarea legionară. Nu cu... Eu am alte idei de ce înseamnă legionar decât au legionare de ei înșiși. Legionar a fost numai cel ce-a înființat mișcarea. Horea Sima n-a fost legionar. A fost dușman al lui Corneliu. Corneliu ne-a spus că a făcut mișcarea numai împotriva marxismului din Rusia. Pentru apărarea ortodoxiei, nu ca să aibă partid de putere. Pe când Horea Sima a avut putere și a făcut și rebeliune împotriva ca să ajungă la putere. Da. Deci eu și după asta și până în ziua de azi am spus mereu la toți: voi nu sunteți legionari, nici eu nu sunt, nici eu nu sunt, cum a fost împlinit la mișcări, numai pentru apărarea Bisericii Ortodoxiei adevărului. Voi țineți la partid și la cei care se socot legionari. Chiar am spus asta și despre părintele de la Petru Bodă, despre Papacioc, despre toți. Nu sunteți urmașii lui Codreanu. L-ați cunoscut pe Antonescu? Ce puteți să ne spuneți despre el? Cum l-ați cunoscut? Eu, când s-a declarat război împotriva comuniștilor din Rusia, eram secretar principal la o primărie urbană, adică secretar șef, peste tot secretar ceilalți. Și atunci am făcut cerere la un regiment din Alba, Alba Iudea, 82, că vreau să trec voluntar pe front, împotriva ateismului, marxismului. Și atunci ei m-au primit și am plecat cu un detașament de voluntari, cei mai mulți erau ardeleni, pentru că li s-a spus că dacă reușim să câștigăm războiul împotriva marxismului din Rusia, atunci vom recâștiga cele trei județe din Ardeal.
că ne-a fost luat de la cun și de... Da. A fost o perioadă, a fost o perioadă grea. A fost o perioadă grea, dar eu când am ajuns cu detașamentul de voluntari pe Senișu, ei erau deja acolo primele detașamente românești și am dat de generalul de Galina, fiul eroului de Galina. Și el m-a folosit în probleme foarte grele, dificile. Special mă ținea chiar în spatele frontului și să fac producfarică și să lucrez după comanda lui. Da. Odată ne-a dat un plic și a spus să duci plicul ăsta cu scrisoarea cu, din el la alt general de corp de armată și a spus, dar ce scrie acolo? Și el ne-a dat cu palma, dar nu se mă lăbea suma, zice, prostuțule, nu trebuie să știi ce scrie, că dacă ăsta te prind, că duci o scrisoare, te bat fără să spui ce scrie, dacă știi, trebuie să spui. De când, dacă nu știi, nu știi, nu. Deci când te prinde cineva, întâi dai foc la scrisoare și înghiți cenușa și orice te-ar bate, n-ai ce spune, nu? Comunismul în ansamblu este cel mai mare rău care li s-a întâmplat românilor? România a făcut ei singuri mai multe rele decât le-a făcut comunismul. România a fost la statistică care s-a făcut mondială de avorturi, a ieșit prima în avorturi. Ai păcat mai mare decât ucilerea. Domnul nostru Hristos spune, cine se va botreza, se va mântui, cine nu, se va sândi. Oricine, femeia care abortează, nu numai că ucide pruncul în pânt, ci taie și posibilitatea de mântuire. Ori mai am fost primii din lume, care mă ucele în multe aborturi proporțional cu populația. Și alte păcate care ne-au făcut chiar preoțimea, prin neglijență. Da. Ce e putred în firea noastră? N-aud. Ce e putred în firea noastră a românilor? A românilor? Cea mai mare putrejune este dezbinarea. Românii nu se unesc și au hotărâri nici în fața morții. Eu am studiat foarte mult pe cel mai mare istoric al Antichității și eu spun că vieții care se numesc nemuritori, daci, dacă ar fi fost uniți,
niciun împărat roman, nimeni dintre lume n-a fi putut să învingă, să-i cucerească. Dar pentru că l-au dezvinat, asta e cel mai jos de cel mai mare dovadă că suntem urmașii lor și noi suntem dezvinați. Ce poate salva neamul românesc? Numai dacă ei, măcar se va fi tineze cea mai mare pentru tot neamul, se vor uni. Și cred că asta nu prea cred că se va întâmpla. Și acum ați văzut, nici clericii nu se unesc între ei. Povestiți-mi de perioada pe care ați petrecut-o în închisorile comuniste. De ce s-a întâmplat acolo? Exemple. Spuneați că vă bucurați de fiecare gură de aer, prețuiați acele felii de pâine prin care vedeai lumina soarelui. Ne-au băgat într-o celulă foarte mare, 300 de sinus, așa, și nu era aer și nu aveam nici un eliment de mișcare, puteam să ne mișcăm, eram așa ca sardelele într-o cutie. Și atunci unui bătrân i-a venit și ideea să trecem fiecare de la peste ușă, intra puțin aer peste ușă și luam puțin aer și dădea mai departe, vine altul ca să ia o gură, mai să reziste câteva minute măcar. Da. Ce gândeați în acele clipe grele? De ce se legau speranțele oamenilor de acolo, din închisorile comuniste? Majoritatea nu ne făceam iluzii, numai naționalele niște lui Maniu, tot timpul spuneau că vin americane și ne scape. Păi, a era atât din aici, cum era chiar și Maniu. Că am aflat mai târziu, că atunci când românii căutau înțelegere cu Stalin și regele, și Antonescu și alții au apelat la diferite strane să le facă legătură cu Stalin. Așa ca să încheie un armistițiu. Stalin n-a vrut să asculte niciunul, a trimis o scrisoare în care spune, discut numai cu comandantul armatei, că nu poți să facă armistițiu cu un om politic, numai cu comandantul armatei. Scrisoarea a ajuns la Maniu și el a făcut ca și în scrisoarea pierdută, lasă că țin eu să dau americanilor.
Enu și Deli Maniu ca să... Enu și Deli Antonescu ca să facă armistițiu cu Stalin, da. Nu au venit americanii. Păi, ce, cum să fie? Din potrivă, americanii au dat arme sofisticate rușilor. Abia atunci ne-au bilit rușii, ne-au lăsit. Când au primit arme sofisticate cu lunete, cu depresiile de toate. Da. Ce făceați în închisoare, cei care erați acolo, sigur, așteptând să fiți torturați în fiecare zi? Da. Foarte mulți și oamenii mai simpli se rugau. Chiar un țăran din lângă rășoarele de vede, oricât îl băteau, el se ruga tot timpul, nu puteau, ori să-i faceau, el se ruga în continuu. Nu putea să scoată nimeni starea lui de pace, de echilibru. La un moment dat, spuneați că un gardian v-a smuls crucea de la gât, a aruncat-o la gunoi, da. V-ați dus după ea. S-a repetat de 8-9 ori treaba, da, asta. În cele din urmă a renunțat. Iar dumneavoastră în acest timp vă rugați. Așa, el spunea, ăsta e nebun. Degeaba îl lovesc, el tot se bagă să scoată din coșul de gunoi. E nebun, n-am ce face cu el. Deci el a obosit el, săracu. Vă gândeați că românii vor scăpa de comunism la un moment dat? De comuniști nu au scăpat, dar de comunism sub forma sa organizată de până înainte, da, de 89, da, așa, au scăpat. Fiecare om are ultimul lucru și rămâne, chiar că slăbește credința sau altele, nădejdea tot mare și binecoare. Sfântul Antonie cel Mare spunea într-una din scrierile sale că vor veni vremuri în care nebunii îi vor acuza pe cei normali că nu sunt ca ei. Da. Nebuni. Am ajuns la acele vremuri? Da. Da. Am ajuns la acele vremuri, dar sunt numai începutul. Domnul nostru Iisus Hristos, în capitolul 24 din Evanghelia după Matei, în convorbirea care a avut-o la fântână cu samarineanca Fătinii, și asta spune, noi ne rugăm aici la Garizim, voi, iudeii, spuneți că rugăciunea adevărată e cea din când o faci la Ierusalim. În piciorul mod profetic spune, va veni vremea când odată nu le vom putea ruga nici la Garizim, nici la Ierusalim, nici la Lanis, nici nicăieri, și numai în Duh și la adevăr, adică fiecare personal. Înspre ce se îndreaptă omenirea la acest moment? Înspre ce ne îndreptăm? Lumea, înspre ce se îndreaptă? Da. Am primit un telefon de la un medic mare din America,
El e medic la un oraș care toate blocurile costau din spitale. Pentru că medicina are sute de feluri de boli. Fiecare spital este cu specialitatea de tratat lui. Deci orașul întreg e numai din spitale. Și fetița lui, spune el, la școală nu se mai învață nici fizica, nici matematica, nici geografia, nici istoria, nici nimic, ci numai balet, în care să se vadă sexul ca la fata Erodiade, și teatru, care ia în bătaie de joc creștinismul. Așa urmează. Întorcându-ne în timp, ce puteți să ne spuneți despre războaiele mondiale? Omenirea se îndreaptă într-un fel sau altul către un conflict iminent. Canalele de presă, lucrurile care se întâmplă, toate indică acest lucru. Vorbiți-ne despre aceste deja, războaie peste care omenirea a trecut. Deja la noi s-a făcut baze pentru armata americană și la Constanța și în munți. Odată ce vor pleca de aici rachete spre Rusia, normal ca și rușii să răspundă tot cu rachete împotriva noastră. Da. Vorbiți-ne despre perioada interbelică. Da, a fost o perioadă de pace, de cultură, în care putea fiecare să se manifeste într-o cea mai bun și fiecare în profesiunea lui. Și noi am avut despre savanți, inventatori chiar de medicină și care făceau bine la toată lumea. Deci a fost o perioadă în care fiecare putea să se desăvârșească și să fie sufletist, altruist, facă bine altora. Cum era la acel moment guvernarea țării? Cum era la acel moment guvernarea țării, oamenii care diriguiau treburile nației? La noi corupția a existat cam totdeauna. De ce poetul spune, unde ești, fetești, Doamne? Nu. Fiind patru, două fete, nebuni și mișei. Da. Punând mâna pe ei, fiind patru, două fete, nebuni și mișei. Corupția a fost totdeauna. Și la toate partidele, la toate. Da. Erau cunoscute lucrurile, adică presa și dădeau un bileag atâtea, da. Despre regii României, ce puteți să ne spuneți? Am avut, deși erau de origine germani, totuși, au fost sincer și loial, mai ales Ferdinand, care se spune cel loial, cel sincer.
Da. Au fost bune. Afară de clasa a doilea. Se mai poate România întoarce la acele vremuri din punct de vedere structural? Nu. Nu se poate, nu se poate. Ne așteptăm la ceea ce... a profețit și Mântuitorul, la ceea ce a scris și Ioan în Apocalipsă. Un episod foarte interesant în viața dumneavoastră, un episod foarte interesant în viața părintelui Adrian Făgețeanu a fost acela când v-ați dus voluntar în război. Spuneți-ne ce ați simțit în acele momente, cum ați definit perioada în care v-ați dus la oaste? Da, v-am spus că ce m-a îndemnat a fost acea declarație că dacă câștigăm războiul și vă spun ceva foarte interesant, că mulți ruși, foarte mulți ruși, când vedeau că îmi fac cruce și îmi fac rugăciunea, spunea, ești pravoslavnic? Da. Ar fi bine că ați venit. Și atunci îmi dezvăluia și el secretele lui. Am îngropat icoanele, nu. Am făcut o groapă în beș, deci nu că am pus în beș, am făcut groapă în beș și le-am îngropat acolo icoane, avea icoane foarte scumpe de metal, de argint, de aur, de... da. V-ați temut în război pentru... viața dumneavoastră? Nu, am fost puțin prea încrezut în mine și am fost salvat de Dumnezeu, deși eu singur nu mă feream de moarte, nici nu eram atent, nici măcar regulile cele mai elementare, că le aveau toți și le respectau, să stea în tranșee, să nu scoată capul mai sus, și așa mai departe. Da. Eram prea încrezut și am fost răsit pentru asta. Am fost rănit de moarte, da. Cum ați defini ortodoxia din România în toată această perioadă? Tatăl meu a fost preot. Și el ne-a explicat prima dată ce înseamnă ortodox. Ne-a explicat atât de bine încât eu numai profesorul meu, decanul Facultății de Teologie din Cernăuș, Vasile Gheorghiu, care era respectat și de teologii din Grecia și din toate, chiar patriarhul Bulgarie, Cirii Provdici, a fost coleg cu mine la acest profesor, la decanul facultății, și a spus că
ortodoxia învățată de el la Cernăuș e mult mai clar expusă de acest rector și decan decât el unde a învățat teologia în țara lui și în alte părți. Și el sărta mâna, patriarhul sărta mâna profesorului Gheorghiu, că l-a învățat adevărată ortodoxie, în care spunea că acum 9.000 de ani în urmă, singurul popor care credea în Dumnezeu au fost evreii, toți ceilalți credeau în zeități, în Bacchus, în desfrânare, în alte lucruri, în lucruri de aceste. Da, toate popoarele de lume, numai evreii, iudeii, erau cei care credeau în adevăratul Dumnezeu. Rugul aprins, perioada de detenție, rugul aprins, o perioadă de încercare pentru ortodoxii din România. Da. Da, a fost greu. A fost greu. Știți că părintele Daniel, adică fostul Sandu Tudor, a fost omorât în bătaie și aruncat la groapa comună. Mulți au fost bătuți. Să nu credeți că eu am fost bătut mai puțin ca alții, dar mă puneau iarăși în cerceafuri umede să mă readucă la viață și să privea la des, poate găsesc o metodă mai bună să-l convingi, să-l bagă și pe alții. Ei spuneau că multe lucruri care nu scăceau, că am luptat în munți. N-am luptat în munți, a fost numai pe front. Nu în munți contra... Da. Ce v-a întărit în toată vremea asta? După ce eram distrus și chiar medici declarau că nu mai am salvare, Dumnezeu mă salva. Poate ați citit undeva că atunci când am fost rănit dimineața de tot înainte de răsăritul soarelui, rănit aici, maxilar interior, luat cu totul, mutat în dreapta, nu putea nici să mă oprească sângele, medicii, nici nimic, nici să intervin într-un fel. Nu putea să mă ducă decât seara, târziu, cu căruciorul la primul post de ajutor medical. Ori eu am rănit înainte de sfârșitul soarelui până în noapte, era hemoragie, nu putea să fie oprită. Și un avion aterizat forțat, era să prindă în aer, să trebuie să aterizeze lângă mine. Și un ofițer care eu l-am salvat din... era îngropat. Adică o bombă mare a căzut lângă el, nu l-a rănit, dar l-a acoperit cu țărână. Și eu l-am
cu lopată Liniman, l-am scos din sub pământ și el atunci s-a dus la aviatori să mă ia, să mă salveze. Eu spus că e imposibil, n-au voie nici 10 kg să ia. Deci ziceau la bord și el le-a pus pistolul în tâmplă să mă ia, să mă ia. Ii că a văzut că e nebun și nu înțelege, a spus bine, bine că îl luăm. Și au vorbit și ei între ei. Deci îl luăm 300-400 de metri, pistolul după 400 de metri nu mai are putere și atunci îl aruncăm în mare. Nu m-au aruncat. Au telegrafiat la aeroportul lor ca un rănit grav, aeroportul a trebuit la spital, la spital militar și am ajuns acolo, mă aștepta o doamnă de la Crucea Roșie cu să mă duc la spital și la spital când m-a dus nici nu m-au identificat și deja erau toți pregătiți cu măștile și m-au operat și m-au salvat. Vă spun adevărul. Deci Dumnezeu m-a salvat tot timpul. De ce a trebuit să sufere poporul român atât? M-am spus pentru păcatele noastre. Și a avut mai multe ca oricare popor, proporțional cu numărul populației, și preoții nu au ascultat de Dumnezeu, care a spus la apostoli, mergând învățăți toate neamurile, toate popoarele, începând la Ierusalim până la marginile lumii, povățuindu-i și părerească toate câte v-am poruncit vouă. Ori, domni, popi, nu preoții, popii sunt comoși, spun la creștin, ai nevoie de ceva, vină la mine. În loc să meargă până la marginea parohiei, nu merge până la marginea lumii, că la marginea parohiei intră alții și care nu se ortodox, intră și acaparează încrederea oamenilor și preoții nu. Stau pe scaun la cancelare să vii la el cine are nevoie. Este un dialog covârșitor, doamnelor și domnilor, cel puțin pentru mine, care nu ține seama de nici o regulă jurnalistică, de nici o cronologie, pentru că nu mi s-a mai întâmplat niciodată să intervievez un astfel de om care să spună asemenea lucruri, un om de la care probabil fiecare dintre noi avem câte ceva de învățat. Facem o scurtă pauză, după care revenim cu cea de-a doua parte a acestei discuții, repet, tulburătoare pentru mine, cu părintele Adrian Făgețeanu la Mănăstirea Lainici.